Szolgai ruhában, katona formában, hallgass meg azt, mit írunk. Szolgai ruhában, katona formában, hallgass meg azt, mit írunk. Dintre toți românii transilvăneni, unul s-a descurcat atât de bine încât a ajuns regentul Ungariei. Eforturile sale supraomenești au oprit forța sultanală și au reprezentat scânteia pentru focul care se numește perioada de glorie a regatului maghiar. Deși am anunțat al doilea sezon, acest documentar este separat, deoarece am hotărât să-l fac la 200 de abonați în semn de recunoștință. Sunt Imperator, iar documentarul de astăzi îl are ca protagonist pe Iancu de Hunedoara. Întrebarea fiecărui om care începe să învețe istorie este cum de a reușit un român să ajungă într-o funcție nobilă în regatul Ungariei. Ei bine, în secolul al XV-lea, confesiunea dicta dacă ai șanse la titluri nobiliare sau nu. La început, în regatul maghiar, românii și-au păstrat titlurile nobiliare, dar mai apoi autonomiile locale românești au fost desființate. Aceasta este cauza principală a descălecatului lui Negru Vodă. Autonomia țării Făgărașului fusese desființată. Regii Ungariei nu s-au limitat la desființarea autonomiei, au impus un nou criteriu, apartenența la catolicism condiționa titlurile nobiliare. Majoritatea nobilimii românești și-a păstrat credința ortodoxă, dar au fost excluși din elite, iar cei care s-au botezat în catolicism și s-au maghiarizat au rămas în nobilime. Familia Cândea a devenit Kendefi. În Maramureș a apărut familia Dragfi, a lui Dragoș, iar în Hațeg, nobilul Voicu trece la catolicism și preia numele de Huniadi. Totuși, fiul său Iancu s-a remarcat. A fost banul Severinului, apoi ajunge în 1441 voievodul Transilvaniei și devine unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului. Până atunci a domnit regele Albert de Habsburg, dar moartea sa a adus la o criză dinastică. Mulți sperau ca Ladislau al V-lea postumul să urce pe tron, însă Iancu l-a susținut pe Vladislav al III-lea Jagiello, regele Poloniei, și după un aprig război civil, polonul ajunge și pe tronul Ungariei, numai că sub numele de Vladislav I. Nu trece mult timp și deja prima grea încercare pentru Iancu avea să vină. Beiul Mezid trece spre Transilvania. În 1442, în fruntea a 80.000 de soldați, o parte a rămas să asedieze Sibiul și restul armatei s-a îndreptat spre Alba Iulia. Voievodul Transilvaniei a hotărât să aplice o diversiune, deoarece era în inferioritate numerică. Avea sub comandă doar 15.000 de soldați. A hotărât să ridice asediul Sibiului, la care participau 30.000 de otomani. Turcii sunt luați prin surprindere, deoarece Iancu atacă în forță, în fruntea a 5.000 de cavaleri. Își schimbă armura cu omul său de încredere, iar tactica aceasta i-a salvat viața. Cel care i-a purtat armura a fost omorât, iar turcii credeau că vor învinge. În realitate, bravul voievod își coordona discret armata. Beiul Mezid moare, iar armata sa se retrage. În același an, sultanul trimite o armată de pedepsire, dar Iancu o prinde la porțile de fier ale Transilvaniei. Otomanii pierd și această bătălie. Iancu nu stă pe gânduri și lansează campania cea lungă pentru a aduce lupta în teritoriul otoman. Între 1443
și 1444 ajunge în Bulgaria și eliberează orașele Niș și Sofia și doar iarna îi stăvilește avansarea. Pus în șah de Iancu, sultanul este nevoit să ajungă la masa tratativelor cu Vladislav al Ungariei. Ei semnează pacea de la Seghedin în același an, în 1444, dar nu este de durată, deoarece apusul a încurajat o nouă cruciadă sub comanda regelui. Murad al II-lea, sultanul, lasă tronul fiului său, Mehmed al II-lea, viitorul cuceritor al Constantinopolului. Mehmed, pe atunci în vârstă de 12 ani, îi cere tatălui său să vină să comande armata. Îi scrie: dacă tu ești sultanul, vino și comandă-ți armatele. Dacă eu sunt sultanul, îți poruncesc să vii să-mi comanzi armatele. Armata cruciată era formată din maghiari, poloni, boemi, cavaleri teutoni, croați sau bulgari. Acest corp număra 16.000 de oșteni. Obiectivul lor era ca de la Varna să ajungă la Constantinopol, pe atunci încă în mâini bizantine. Spre Nicopole li se alătură cruciaților și 7.000 de valahi sub comanda lui Mircea al II-lea, fiul cel mai mare al lui Vlad Dracul. În data de 9 noiembrie, armata otomană de 60.000 de soldați se vedeau la orizont, iar Iancu a convocat un consiliu de urgență, deoarece situația părea imposibilă. Cardinalul Iulian Cezarini a propus construirea palisadelor din căruțe, însă tactica defensivă nu a fost prea greată. Vladislav și Iancu au optat pentru confruntare. Vladislav îi oferă comanda lui Iancu, voievodul având direct în subordine armata formată din români. Iancu spunea: scăparea este imposibilă, predarea e de neconceput, să luptăm cu bravură și să ne onorăm armele. 10 noiembrie, ziua bătăliei. Cu spatele la Marea Neagră și cu lacul Varna în stânga, Iancu dispune 20.000 de cruciați. Centrul era format din soldații de elită care apărau steagurile, iar călăreții valahi erau în rezervă. În spatele centrului, flancul drept avea 6.500 de oameni. Cezarini se afla printre ei. Acest flanc era compus din bosniaci, croați și mercenari germani. Flancul stâng de 5.000 de oameni era compus din maghiari și mercenari germani. Până la urmă, boemii au construit palisadele. Știți voi, preventiv. Haideți să trecem la otomani, o abordare clasică. Centrul era format din ieniceri poziționați între două movile funerare din timpul tracilor. Pare ciudat, dar este o poziție ușor de apărat. Ienicerii au săpat șanțuri și au construit palisade. În dreapta otomană se aflau spahiii din Rumelia, iar stânga era formată din spahiii anatolieni și achingii. Arcași ieniceri și achingii erau ținuți în rezervă pe platoul Franga. Bătălia este deschisă de atacul cavaleriei otomane asupra croaților de pe flancul drept cruciat. Croații resping asaltul și îi urmăresc pe otomani, dar e o capcană și ajung în întreaga oștire inamică. Doar cu pierderi grele se retrag croații, fiind urmăriți de flancul stâng otoman. Până la poziția inițială, dreapta otomană speră să spulbere stânga cruciată, însă Iancu îi respinge pe turci și îi pune pe fugă. Centrul cruciat, văzând că flancul lui Iancu era victorios și era într-o poziție bună, avansează sperând că sultanul avea să fie capturat. Regele Vladislav conduce șarja, dar ienicerii țin linia bine și îl omoară pe monarh. Degeaba mai încearcă Iancu să-l flancheze pe sultan. Bătălia era pierdută și trebuia să se retragă.
Aproape întreaga forță cruciată fusese distrusă, dar și pierderile otomane fuseseră semnificative. Fără rege, Ungaria iar cade într-o criză dinastică și în 1446 Iancu devine guvernator al Ungariei și își pune toate eforturile în favoarea unui bloc românesc anti-otoman. L-a ajutat pe Vlad Dracul, dar i-a ordonat și asasinatul când voievodul Valah a dorit să facă pace cu turcii. Îl numește în Moldova pe Petru al II-lea și obține Chilia în 1448, mărul discordiei dintre Moldova și Ungaria. Iancu reia ofensiva, dar este învins la Kosovopolie. Constantinopolul cade în 1453 și Iancu își dă seama că răzbunarea sultanului avea să fie cumplită. Mehmed al II-lea avansează în 1456 asupra Belgradului, apărat de 5.000 de oameni, cheia regatului maghiar, cu armată de 100.000 de oameni. Iancu reușește să strângă o armată numeroasă și avansează pentru a elibera orașul. Prima dată ajunge flota de pe Dunăre și învinge flota otomană. Peste câteva zile, prin fisurile din ziduri, otomanii pătrund în Belgrad, dar din afară restul armatei lui Iancu ajunge și turcii sunt nevoiți să se retragă cu pierderi grele. Chiar Mehmed al II-lea este rănit grav de o săgeată. Prin victoria aceasta, Iancu și-a spălat păcatele de la Varna. Peste 3 săptămâni, el moare de ciumă în tabăra sa, deși există speculațiile că ar fi fost otrăvit. Astăzi el este îngropat în Catedrala Catolică din Alba Iulia. Chiar dacă nu a aparținut de dreaptă credință, a fost un briliant om politic și un bun strateg. Alături de Ștefan cel Mare și de Vlad Țepeș se află în triumviratul românesc care l-a umilit pe Mehmed al II-lea. Totuși există întrebarea: Constantinopolul ar mai fi căzut dacă bătălia de la Varna ar fi fost câștigată de Iancu? Nimeni nu știe. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest documentar. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, lăsați un comentariu, lăsați un subscribe, dar nu uitați, share-ul m-ar ajuta cel mai mult. Vă mulțumesc!